Mă numesc Laur Ion Andrei, sunt locuitor a satului Țahnăuț, raionul Rezina. Acum am împlinit 70 de ani, am 3 copii, care 2 sunt plecați după trai mai decent, mai bun, ca așa nu a fost posibil. Am nepoței care se ocupă la muzică. Unul cântă la fluier, eu cânt la nai cu clubul din sat. În momentul de față am un cerc de aplicații înlutărit cu lutul. În momentul de față, după ultimele clipi care ne-au dat telefoane, sunt mai activ, primesc mai multe informații decât când era cu telefoanele cu butoane mici. Acum am posibilitatea să văd nepoții, copiii de psihotare, să apelez mai des, să-i văd mai des, să fie mai aproape de mine. Mulțumim Domnului și la toată lumea din prejur care mă ajută. Eu tot mă stăruiesc să-i ajut pe mulți. Mi-au dat telefonul, cum se numește, mi-au donat. M-au ajutat că să primesc informații. Am avut o impresie foarte mare. Și pot să iau multe informații de pe telefon pentru lucrul meu de cercul de lut, de artă. În privința muzicii care mă ocup la nai, am și confecționat naiuri care le-am dat la băieți în viață. Activez pe lângă Casa de Cultură, repar războaiele de țesut. Am confecționat singur un război după cerințele țesătoarelor noastre. Îndrumez pe toți bătrânii care doresc să știe mai mult, să afle mai mult, să vadă cu nepoții, să caute informații. Îi rog să fie mai activi în viața noastră care ne trebuiește în toată ziua informații și să trece pe fața Pământului, să știe cum să trăiască mai bine, să poată vorbi cu toți, să aibă informații mai multe. Ca acum și mie mi-a prins bine acest telefon, care m-a ușurat foarte, foarte mult. Nu depind de nimeni, mi-am luat telefonul, mi-am cătat ce mi-a trebuit și mai departe la lucru. Da. Da. Salut, tata. Salut. Cum la voi? Cum? E cald, e bine. Azi sărbătorim. Da. Mă bucur. Terminăm lucrul de pus în pământ, toate sămânțele, începem a prăși. Deodată... Mă bucur că poți să te găsesc oriunde acum. Da. Datorită telefonului pot să vă văd și pe voi în toată ziua măcar. Da.